Slăvit să fie Domnul și bine ați venit la un cuvânt de suflet. Astăzi vom vorbi despre un subiect extrem de delicat. Cum și cât să iert? E greu să ierți. Ne-a jignit, ne-a rănit, ne-a calomniat, ne-a batjocorit, ne-a vorbit de rău. Oare trebuie să-l iert? Oare cât să-l iert? Ca și context, aș vrea să iau una din pildele Mântuitorului, care a spus așa: un împărat s-a judecat cu slujile sale și unul avea 10.000 de galbeni datorie. N-a putut să plătească, dar i-a spus: împărate, îngăduiem și îți voi plăti, te rog să mă ierți. Și împăratul hotărât să-l ierte. Acest slujitor avea și el un datornic cu ceva bănuți. L-a întâlnit, l-a luat de gât: plătește-mi datoria. Mai păsuiește-mă, nici de cum acum să-mi o plătești. Cineva a văzut toată scena aceasta și a spus împăratului. Împăratul l-a chemat și a spus: eu ți-am iertat atâta datorie pentru că m-ai rugat și tu n-ai putut să ierți un pic. Și Evanghelia se încheie așa. Tot așa se întâmplă cu cei care nu iartă din toată inima, foarte important, din toată inima, pe cei care greșesc. Cum și cât să iert? Patru principii vom învăța astăzi. În primul rând, iertarea este fără limite. Sfântul Petru a spus: Doamne, dacă eu iert de 7 ori, e suficient? Și Mântuitorul a spus: Petru, nu. De 70 de ori, câte 7. Asta înseamnă întotdeauna. Poate vei spune: nu și-a cerut iertare. Eu mă rog pentru mulți oameni, unii mă iubesc, alții mă disprețuiesc, alții mă jignesc, dar am hotărât în urmă cu mult timp, indiferent cine ce-mi va spune de rău, să-l iert în inima mea. Eu am de propovăduit cuvântul Evangheliei, de împărtășit oamenii, de a mă ruga pentru ei. Și am hotărât așa cum spune Mântuitorul: când stați în picioare și vă rugați să iertați orice aveți împotriva oricui. Și atunci am pace, am liniște. Ba fac mai mult, când cineva mă rănește sau simt din inima lui care răutate față de mine, mă rog și spun: Doamne, luminează-l, iartă-l, dă-i cu mințenie duhovnicească. Ce vreau să spun e, ca să fii iertat de Dumnezeu, trebuie să ierți, nu un pic, nu trei sferturi, ci iertarea e fără limite, pentru că Dumnezeu îmi dă mie și vrea să dea și dumitale iertare fără limite. Iartă fără condiții, iartă, iartă, iartă și vei avea o dihnă sufletească și iertarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, iertarea trebuie să fie contagioasă. Adică ce înseamnă asta? Dacă pe mine m-a iertat Dumnezeu de atâtea păcate, oare eu nu pot ierta un pic? Când eram mic, tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, tatăl nostru, ne spunea următoarea poveste. Avram era un om foarte, un credincios foarte ospitalier. Dar într-o seară a venit la el cineva, un păgân, un trecător, a bătut la cortul și Avram a spus: poftim. Imediat a tăiat vițelul, a adus cașa, a adus lapte, a adus miere. Și apoi i-a aștenut undeva să doarmă. Trecătorul și-a luat idolașul într-un colț, s-a închinat. Avram a tăcut, apoi a spus: ce ai făcut? Afară din cortul meu.
Și omul noaptea a plecat. Avram s-a dus și el să se roage. Și Dumnezeu l-a întrebat: Avram, ce ai făcut? Ce am făcut, Doamne? L-am scos afară. Avrame, eu îl rab de 50 de ani. Tu n-ai putut să rabzi o noapte? Și Avram a mers și a spus: omule, hai înapoi. Ascultă-mă, de 53 de ani mă rabdă Dumnezeu și te rabdă și pe dumneata. Oare o mică dojană, o mică jignire, nu putem ierta? Trebuie să o iertăm. Iertarea e o decizie și trebuie să o luăm și să iertăm. În al treilea rând, iertarea fără confruntare e condamnare. Cum să voi explic asta? Mă duc spre biserică și cumva mi-am murdărit reverenda sau mi-am agățat-o și e ruptă. Eu n-am băgat de seamă. Cineva mă vede și spune: părinte, v-ați agățat reverenda, sau spune: dă-i pace, să faci el de rușine. Dacă-mi iubesc semenul cu delicatețe, cu dragoste, cu bunătate, îl voi ajuta să-și vadă propria greșeală, nu cu scopul de a-l disprețui, ci de a-l atrage. Iertarea fără confruntare, fără a-i arăta unde a greșit, îl condamn să greșească din nou. De aceea, dacă îl iubești cu adevărat, găsești un moment în care să-i arăți greșeala pentru îndreptare. 4. Iertarea sau neiertarea vor fi răsplătite. Într-o zi, Dumnezeu pe toți care au iertat va spune: vino, slugă bună. Pe toți care n-au iertat va spune: plecați de la mine. Vă spun așa, există trei lucruri pe care doar Dumnezeu le merită. Slava, sau le are, slava, închinarea și răzbunarea. Cartea Sfântă spune: slava mea n-o voi da altuia. Dumnezeu nu-și împarte cu slava cu nimeni și toată slava o merită doar El. În al doilea rând, închinarea. Nu ne închinăm decât doar lui Dumnezeu. Singurul care merită închinarea. Și al treilea element, Biblia spune: a mea este răzbunarea. Nu vă răzbunați, prea iubiților. Ascultă-mă, n-ai voie să ai răzbunare nici în gând, nici sentiment de pică sau de răutate. Dacă cumva ai, te provoc chiar acum să te gândești la toți care te-au rănit, împotriva căruia simți că nu-i poți înghiți. Să-i scrii pe o foaie și să spui așa, chiar cum îți spun eu: acum hotărăsc în numele lui Hristos să-l iert pe Vasile, pe Gheorghe, pe Viorel, pe Maria, și spune-i, chiar dacă sunt adormiți, pomenește-i pe toți, sau dacă sunt vii, îi iert în numele lui Hristos și vei vedea că vei obține pentru sufletul tău dezlegare. Cum și cât să iert? Să ierți din toată inima și să ierți totdeauna. Sfântul Pavel spune să n-apună soarele peste mânia voastră. Oamenii ai lui Dumnezeu nu putem fi decât într-un singur fel: dacă suntem gata să iertăm. Dacă am primit iertarea lui Dumnezeu, vom ierta și noi și vom da iertare spre alții. Doamne, ajută-ne să iertăm din toată inima noastră. Doamne, ajută!